Miercuri, 15 mai, în cadrul celei de-a 10-a ediție a Zilelor Municipiului Roman, a avut loc premierea câștigătorilor concursului de curățenie Romanul Curat și Verde, concurs desfășurat în perioada 18 martie-19 aprilie. Primarul Lucian Micu i-a premiat pe romașcanii care s-au implicat în acțiuni de întreținere și amenajare a spațiilor din proximitatea locuinței sau locului de muncă. Cea de-a 10-a ediție a concursului s-a bucurat de prezența a 23 de competitori, fiind acordat și un premiu special pentru instituția care, an de an, s-a implicat în a îngriji și înfrumuseța spații din oraș. Eu vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în acest concurs. Felicitări tuturor și dacă tot vorbim de o ediție jubilară, să spunem, la ajunsul la cea de-a 10-a ediție, am introdus și mare premiu al acestui concurs, o surpriză pe care o veți afla la sfârșit. Vreau să felicit, așa cum spuneam, toți participanții. Este foarte important rezultatul pe care l-am obținut, în sensul în care ne-am ecologizat fiecare în zona noastră de competență, în area noastră de acoperire și în comunitatea noastră cât mai bine spațiile mers. Avem, desigur, și câștigători, pentru că e un concurs mondial. Vreau să mulțumesc și colegilor mei din primărie, care s-au implicat în organizarea acestui concurs, în jurizare. Participanții s-au aflat în următoarele categorii: instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, persoane fizice și asociații de proprietari. Dintre școli s-au înscris 7 instituții, mențiune primind Școala Alexandru Ioan Cuza, Școala Vasile Alexandrii și Școala Carol I. Locul 3 a fost obținut de Colegiul Tehnic Danubiana, locul 2 a revenit Liceului Tehnologic Vasile Sav, iar premiul 1 a fost obținut de Școala Mihai Eminescu. 2 organizații neguvernamentale s-au înscris la ediția din acest an a concursului Romanul Curat și Verde, locul 2 fiind obținut de Asociația Cult Generation, iar premiul 1 a fost primit de Asociația Mușatini. În competiție s-au înscris și 3 persoane fizice, Lăcrămioara Elena Anton, obținând locul 3, Valentin Ursu, locul al doilea, și Alois Neculăieș, primind premiul 1. 11 asociații de proprietari s-au preocupat de înfrumusețarea spațiilor pe care le au în administrare, primind următoarele premii. Mențiune: Asociația numărul 1 ALPS, Asociația numărul 48, Asociația numărul 22, Asociația numărul 2, Asociația numărul 13, Asociația numărul 32, Asociația numărul 6, Asociația numărul 39. Locul 3, Asociația de proprietari numărul 16. Locul 2, Asociația numărul 36 și locul 1, Asociația numărul 4B. Datorită faptului că anul acesta s-au împlinit 10 ani de la lansarea acestui concurs, autoritățile au acordat Colegiului Tehnic Miron Costin marele premiu pentru implicarea anuală de excepție a instituției. Premiile oferite au constat în mașini de tuns iarba, suflătoare și aspirătoare de frunze și ghivece cu flori.